Avem norocul să-l avem printre noi pe domnul profesor Dumitru Constantin Iucan, autorul acestei cărți, și invit să ne vorbească despre creier și noua spiritualitate. De conștiință. Pentru că acest concept de conștiință, de fapt, este axul Universului. Deci, în virtutea științelor concrete, care durează de circa 400 de ani, științele materialiste, vorbim, fără îndoială, de o inteligență, o conștiință. Numai că această conștiință și inteligență se considera că este rezultatul evoluției, cu alte cuvinte, era efectul și nu cauza evoluției. Ei bine, punând cap la cap lucrurile, sigur, eu sunt medic neurolog, psihiatru, am fost prezentat și n-am mai văzut într-un domeniu amănturile astea și mi-am pus întrebarea de ce sunt și dacă putem să, pot să mă explic pe mine însumi și lumea în care trăiesc în virtutea conceptelor științifice pe care mi le-a oferit școala în care am trecut sau dimpotrivă există ceva dincolo de ceea ce mi s-a spus. Punând cap la cap, începând de la Big Bang, de la astrofizica începutului și până la complexitatea creierului de care ca profesionist m-a ocupat, am realizat că nu poți să explici lumea și existența creierului și a gândirii altfel decât admițind încă ceva în evoluția Universului, a unui alt element. Și anume, acest element îl numim conștiință, îl numim inteligență și el nu este efectul, ci cauza evoluției. Vă dau un singur exemplu simplu și banal, pe care toată lumea înțelege. Spune, materia evoluează de la simplu la complex, de la neviu la viu. Păi dacă spun că a evoluat o materie care admit că este oarbă, mecanică, fizică, nevie, lipsită de inteligență, cum evoluează ceva care este lipsit de inteligență? A evolua înseamnă a progresa. Și dacă am admite că această materie oarbă se întâmplă să evolueze astfel de întâmplare, cum zice Darwin, că a apărut evoluția, în evoluția speciilor, ca întâmplare, ca factor supus selecției și de aici, iată-ne pe noi. Deci admițind că, în absurd, că materia evoluează, dar la modul haotic, atunci întrebarea este, de ce nu și în evoluție? De ce numai evoluție? De ce mereu sus și nu jos? Dacă e adevărat că omul apare de întâmplare, de ce omul, două maimuțe au fost bombardate, să spunem, de niște radiații venite din cosmos și dintr-o dată l-au făcut pe Adam, hai să zicem așa. A trebuit să mai aștepte mulți ani până când să apară și Eva. Să zicem, să admitem această legendă atât de simplistă și de neconvingătoare că a fost așa? Bine. De ce atunci o radiație din cer nu face din doi oameni din nou o maimuță? De ce numai oameni? În consecință, e clar că conștiința este axul Universului, că este o inteligență dincolo de lucruri și că a fi tributari, sclavi ai unei concept care, evident, de 400 de ani îl utilizăm ca instrument în gândire, cel puțin în clipa de față, devine deja desuet și nu poate să fie un instrument în virtutea căreia să ne putem explica lumea. Așadar, am ales acest titlu de creier și noua conștiință, noua spiritualitate. De ce noua spiritualitate? Opinia mea este că criza lumii actuale nu este o criză strict economică, financiară, este o criză în primul rând de ordin spiritual, moral. Ce înseamnă moral? Și de ce neapărat moral? Pentru că legea de bază, în virtutea căreia s-a constituit Universul, este o lege morală. Ne place sau nu. Această lege morală este o lege a binelui, altruismului, a iubirii, în sensul armoniei și conexiunii cu ceilalți. Știm astăzi în fizică cuantică, dar nu numai că. În profunzimea materiei noi cu toții suntem interdependenți, interconectați. În consecință, eu nu sunt efectul propriei mele cauze, oricât de mult aș considera că sunt genial. Noi suntem efectul a ceea ce ne precede și cauza a ceea ce ne succede. Noi suntem dependenți de întregul existent. Ca atare, tot ceea ce se întâmplă în acest univers este dependent de modul meu de a acționa și de a gândi. Așadar,
în text, în dicționarul limbii române, sensul spiritualității mi se pare destul de vag și necomingător. Mai mult implicit decât explicit. Aș putea să spun că spiritualitatea este reflectarea în conștiință a realității esențiale, a realității de dincolo de noi. Și vreau să spun de la început, când mă refer la religie, mă refer la istoria ei, în care patima umană este destul de prezentă de-a lungul mileniilor, ci mă refer la esența de dincolo, acel ceva care există sau nu există. Există ca obiect al religiilor esența inteligenței, există conștiința de univers, opa. Și dacă există, atunci religiile numai în acest sens îl folosesc, în sensul că ele au fost primele care au vorbit despre el, l-au revelat. Așadar, în funcție de modalitatea în care eu gândesc lumea, este obligatoriu să am și un comportament. Acest comportament presupune, mai întâi, a ști, dar a avea un comportament neadecvat în virtutea ceea ce știi, înseamnă doar să fim informați. A avea un comportament adecvat a ceea ce știm, înseamnă a fi spiritualizat. Sunt foarte mulți intelectuali, știți foarte bine cu toții, doct, omă de carte, dar care la nivel de praxis, evident, nu sunt la acea înălțime să folosesc un termen blând. Deci, cu alte cuvinte, spiritualizarea este concepția despre lume și implică stilul de comportament manifestat. Acest Denison de la Wisconsin a făcut un studiu pe tibetani, părțit în două grupe, și a văzut că cei care aveau o practică veche, străveche și gândeau la propășirea și progresul lumii, prelucrau informația pe locul frontal stâng și ceilalți care gândeau sau erau indiferenți la soarta lumii, aveau o prelucrare a informației în creierul drept. În consecință, vom vorbi mai târziu, de aceea vorbim despre creier, iată că și creierul, la nivelul lui, folosește un principiu deontologic, etic, moral. El însuși nu folosește acele zone din creier pentru a prelucra informația cu o senzicație pozitivă și negativă, ci în zone diferite. Asta înseamnă, vom comenta mai târziu, creierul însuși respectă un cod moral care este fie al tuturor religiilor sau un cod al bunului simț, un cod intelectual. Că dacă stăm din punct de vedere intelectual să gândim, nu-i frumos să înjuri, nu-i frumos să furi, să faci toate relele lumii, ci din potrivă. Acesta e un cod care nu neapărat pe bază religioasă. De aia spun, e un cod de emanație, fie intelectuală, fie, dacă vreți, a religiilor. Iată, a fi, stil de a fi. Sigur că da, fericirea poate să însemne sentimentul de împlinire, de armonie cu noi și semenii. Frustrarea ca opus înseamnă insatisfacția, revoltă, orgoliu, agresivitate, război și goală. Vom discuta și despre lucruri. Pe acest registru, dacă vreți, de ambivalență afectivă, s-a modelat societatea, cultura, ideile, concepțiile și viața de-a lungul întregii noastre existențe. Fericirea nu este a avea, a te exprima prin obiecte, ci este găsirea sensului propriei existenței, adică sensul nostru interior. Evident, de acest sens interior s-a axat gândirea întregului Orient Antic, ceea ce s-a discutat aici domnul Felix Pidgey, vine, iată, de origine indusă, din această cultură a Orientului, și trebuie să spun, deși ne putem considera europeni occidentali, Orientul este primul loc din istoria lumii care aduce în gândire spiritualitatea. Aduce primele elemente de fizică cuantică, primele elemente de o psihologie a profunzimilor pe care noi a trebuit de avea în secolul trecut, începând cu Freud, să gândim puțin la ea și la Jung. Trebuie în acest sens, dacă vrem să le fim tributari. Și apropo de ce spunea domnul Felix, creierul nu numai modelează, adaug, nu contrazic, creierul nu numai că modelează conștiința, ci o receptează. Sensul cortexului nostru este acela de a recepta, începând de la simțuri. Imaginați-vă că noi nu ducem în creier nimic, nici densitatea băncii, nici lumina, nici nimic, ci ducem doar un curent modulat în frecvență. Și creierul meu decodifică și îmi spune că asta înseamnă gust, frumos, albastru, roșu, etc. Conștiința nu începe la creier. Dați-vă seama ce a fost pentru mine neurolog să scriu în anii 80, de fapt scriam pe 77 la inteligența materiei, eu neurolog să spun toate aceste lucruri, că erau total neortodoxe față de neurologia timpului meu. Imaginați-vă cât am riscat.
Dar tocmai pentru faptul că există acolo ceva, acel ceva a predat pentru mine. Și evident că nu pot să fiu pentru acest lucru nerecunoscător. Spuneam că cele două civilizații, occidentală și estică, orientală, au această diferență. Unii au pus accent pe interior și alte pe exterior. Sigur, trebuie să fim recunoscători ideii de civilizație occidentală, pentru că, grație ei, noi am trecut de la grotă, dacă vreți, de la scorburile de copac, la confortul căminului modern. Grație ei, longevitatea noastră este de cel puțin 3-4 ori. Omul primar trăia cam în jur de 24 de ani și avem probe că nici măcar dentiție nu avea la 24-25 de ani. Deci, iată, acest lucru datorăm civilizației. Este indiscutabil. Noi nu discutăm răul, dezavantajele, ci dimpotrivă. Ne interesează ceea ce, de fapt, creează contrariul propriei noastre intenții în clipa când am creat o civilizație și tot o tehnologie. Pentru că, de fapt, suntem aici. Iată, suntem în momentul în care civilizația modernă și-a epuizat resursele de a progresa. În clipa de față, trebuie să mergem pe altceva. Ăsta este sensul noii spiritualități. Pentru că dacă ne gândim la aceste dezavantaje, dincolo de avantajele ei, iată, obsesia pentru bunuri, înstrădarea omului de sine, cultul violenței, al agresivității, al stilul modern al vieții noastre. Nu o să vă consum timpul și atenția, decât că stresul din lumea modernă, pentru că tehnologia și evoluția societății moderne este o, în primul rând, grefată de stres, iată, ca dezavantaje mă refer aici. Aceste două proprietăți ale creierului, neurogeneza, neuroplasticitatea, înseamnă capacitatea creierului de a forma noi conexiuni în momentul în care discutăm ceva. Dacă am învăț o limbă străină, acea limbă străină înseamnă noi conexiuni. Alte sinapse dispar și se formează altele noi. Știm în clipa de față, de cel puțin din anii 90, că neuronii se refac, contrar a ceea ce știam până atunci, și iată și în ființă sunt dogme. La Monica Hart, în 86, s-a ales această dogmă că neuronii nu se refac, suntem odată cu lăscuții, bine, da. Avem două nișe, două zone din creier în care neuronii se refac. Se refac cam la distanță de o lună. Un lucru extrem de interesant pentru toți, mai ales suntem într-un for universitar. Dacă în momentul în care neuronul, o celulă stem, o celulă nediferențiată, devine neuron, ea vine în zona hipocampului, zona care decodifică memoria, și dacă nu găsește informații, dacă nu citim, nu avem nimic nou în creier, în mintea noastră, nu oferim creierul nouă informație, neuronul moare. Dispare. Deci iată, știm acum că creierul este la fel ca și mușchiul, are aceeași proprietate, îl antrenezi, se dezvoltă. Nu-l antrenăm, se atrofiază. Și știm destul de bine lumea modernă această morbiditate excesivă a bolii Alzheimer. Iată, o altă consecință a stilului de viață modern sunt bolile degenerative, cancerul, boala Parkinson. O alt dezavantaj este alimentația artificială, știm foarte bine de ce. Știm efectul industrializării și al poluării. Acest domn, Giovanni Sartori, este un sociolog, filozof, predă și în statul unde merge și Italia. Iată ce le spune el vis-a-vis de omul actual. El numește homo videns, adică impactul televiziunii este unul de pregnant. Ce spune acest impact este, în primul rând, de ordine emoțional. Conduce la ce vedeți, să nu mai citim. E o cultură a subculturii și a vulgarității. Pentru că spune el, în loc să, ca televiziunea, ca mass media să se ocupe de informare, de logos, se ocupă de pathos. Urmărește stârnirea emoției, nu a informației, nu a lucrurilor util, din păcate. Și numește pe acest homo sapiens, homo incipiens, adică omul de tot. Ar fi omul societății de consum, cu un intelect, spune el, redus la imagine. El a făcut niște anchete între studenți și întrebând de pildă cine e Napoleon, s-a răspuns că este că a fost un mare handbalist. În primul rând că Napoleon era mic. Dacă ne gândim la înălțime. Ca valoare, ce să discutăm? Cine a fost? Newton a fost unul care a inventat gravitația. Nu, a descris-o. Ce diferență, mă rog. Adică, vrea să arate ce înseamnă doar o cultură a televizorului, a imaginii. Iată pe acest filozof francez, François Revel, care spune că lucru uluitor. Un adolescent până la vârsta de 19 ani vizionează 40.000 de crime, 200.000 de violuri. Și acest... România au depășit.
posibil. Acest cost line vorbește despre ce înseamnă lucrurile astea pentru noi. Domnilor, când aud pe diversi speakeri spunând că apasă pe clapa aia și schimbă programul, da. Dar eu deja am văzut imaginea și stresul s-a produs. Creierul meu deja are toate efectele pe care le-am spus acolo. Acesta este o ordinară demagogie când mi se spune schimbă asta, schimbă imaginea. Pentru că imaginea deja și-a produs efectul. Am auzit pe tineri, zice, rostul televiziunii nu este să creăm cultură, să educăm, ci să câștigăm. Mulțumesc, să distrăm. Care e rolul? Ce se întâmplă în momentul în care un spectacol aduce la nivelul ăsta? Este, în creierul nostru se formează conexiuni care formează un model al violenței. Atunci este de mirare agresivitatea și violența străzii? Este de mirare agresivitatea lui modern când mereu izbucnesc conflicte și războaie? Nu. Într-o lume a rațiunii este normal ca un conflict politic să se rezolve din războaie, din ucidere? Facem atâta caz de moartea unui om într-un spital care poate nu avea resurse. Dar nu interesează pe nimeni când mor copii, mici și oameni, mame, copii, oameni nevinovați, oameni care nu au nimic cu războiul. Acelea sunt pierderi colaterale, nu? Al altă rațiune. Iată câteva teorii ale moralei, care sunt unele ca fiziologie, iar altele pur și simplu vor să justifice toată această mizerie. Mai întâi, iată, acest Joshua Green, prin rezonanță magnetică funcțională, noi putem să urmărim ce se întâmplă în creier. Deci, supunem bolnavul la un aparat, omul care îl examinăm. Îi dăm să gândească ceva și putem urmări în creier ce zonă se activează. Și știm în felul ăsta cu ce zonă gândim. Iată, prin aceste studii știm în clipa de față că atitudinea morală este prelucrată în zone cingulare, mă rog, două zone din creier, ca să nu pierd timpul cu lucrul ăsta. Ce sunt astea? Sunt zone de inhibiție a unei decizii agresive. Deci în momentul în care am o tentație să mă manifest agresiv, în momentul în care creierul meu, prin educație, are active aceste zone, evident, sunt oprit. Ei bine, concluzia este că există o bază biologică pentru simțul moral. S-au făcut niște studii extrem de interesante cu oameni care erau puși la un distribuitor de curent și spun, uite, dincolo sunt niște indivizi. Pe clapa verde, dacă apeși, doare, este o excitație mică, pe cea roșie, dacă apeși, îl ucizi. Și omul spune, nimeni nu știe cine ești tu și dacă nu te va cunoaște niciodată. Și omul au fost spus mai mulți indivizi să manevreze aceste clape. Văd plin de mirarea că unii au apăsat pe roșu, adică să-l ucidă. Nu. Așa se întâmplă. Deci, ce s-a constatat la acea studie? S-a văzut că aceste oameni, de fapt, aveau niște lucruri la nivel de cortex prefrontal. Iată, deci, că arele care trebuie să cenzureze moral, uneori pot să fie în suferință, poate să există o predispoziție genetică, sau, și simplu, poate să existe o educație, un mediu permisiv, adică lipsa educație. Spuneam că există și teorii inverse morale actuale. Iată acest confrate neurolog din statul de America, James Blair, zice următorul lucru, că simțul moral nu are o motivație altruistă, ci doar una de interes. Adică dacă eu eram în luptă cu cineva și reușeam să-l înving pe el, atunci în loc să-l ucid, mă gândeam că pot să-mi-l fac sclav, să-mi folosească. Și cu alte cuvinte, morala nu este altruistă, ci are o bază pur materialistă, interesată. Și a plecat, așa zisa sociobiologie, de la exemplu albinelor care concură, să se apere de inamici lupi care știți bine merg în haită și pânează, lei la fel, și s-a zis că dacă toate aceste animale care ne precep pe firul istoriei fac lucrurile astea, și noi oamenii facem la fel. Asta se cheamă sociobiologie. Pur și simplu, nu mai există educație, nu există cultură, nu există nimic. Există doar ce spun acești domni. Aceasta înseamnă o orientare pur biologizantă, darwinistă. În virtutea darwinismului spune așa, dacă nu vrei să fii mâncat, mănâncă. Dacă nu vrei să fii ucis, ucide. Noi nu ducem discursul științific până la capăt pentru că ne convine social, devine contrar morale, dar ăsta e adevărul. Vrei să fii ucis, ucide. Asta înseamnă darwinismul, că asta înseamnă selecție naturală. Și e de mirare că toți susținătorii războaielor, conflictelor din lumea asta, de fapt, găsesc niște indivizi ca acesta să justifice morala non-altruistă, nu-i de mirare, nu? Pentru că ei, pur și simplu, ignoră o bază culturală și spirituală a moralei.
Evident, spuneam că scopul este unul singur, susținerea violenței și războiului în scop public lucrativ. Deci spuneam, criza lumii morale, iată, în lumii actuale este o criză spirituală, o criză de conștiință, care îi antrenează pe cel economic. Și soluția ieșirii din criză este singură, edificarea de conștiințe spiritualizate, capabile să oferă alte resorturi morale și sociale. Spuneam, modelul lumii actuale este epuizat, ajuns la capătul tuturor resurselor de autoreabilitare. Este teoria lui Gödel care spune, și aici am spus și el la fel, că un sistem care, în interiorul căruia apare o deteriorare, nu se poate regla prin sine însuși. E nevoie de o informație din afară, de informație fie din planul supraacent sau subiacent. Aceasta e societatea umană. Societatea umană care, în opinia mea, este o societate bolnavă și care nu are resurse. Eu cred foarte tare că societatea viitoare nu va fi nici capitalistă, nici comunistă, va fi o societate în care baza va fi spirituală. Spuneam spirituală în sensul că Universul are la bază fundamental o lege morală. Tot ceea ce este contrar acestei legi morale, care doar înseamnă atât înțelegere, cu semenii, respect pentru natură, respect pentru cauza primordială și semeni. Și respect pentru tine însuți. Mi se pare ciudat. Dar noi, în cele mai multe cazuri, nu ne iubim pe noi înșine. Nu ne apreciem. Nu-i vorba de egoism. Nu-i vorba de hipertrofia egoului pe care unii au destul. Ci este vorba de acest complex de inferioritate, de frustrări pe care le trăim, când în noi, în fond, nimic altceva decât o esență a cauzei primordiale. Nu există om superior, om inferior. Există numai oameni care vin aici cu un rost, cu un rol. În noi toți există această scânteie divină și lipsa de empatie, de înțelegere, de compasiune pentru semeni. Această scânteie care se implică în tot ceea ce există. Avem astăzi argumente pentru a susține că, chiar la nivelul elementar al materiei, o particulă știe ce ai de făcut, are un rudiment de inteligență, de conștiință, dacă vreți. Acolo este o conștiință exactă. Dacă în conștiința umană omul are mai întâi încercare, eroare și succes, la nivel biochimic al valenței, întotdeauna doi atomi de hidrogen și o moleculă de oxigen și un atom de oxigen va da o moleculă de apă, niciodată plumb sau altceva. Acolo este o inteligență exactă. E bine, aceasta este baza noi lumi, baza societății viitoare. Sunt enorm de mulți comentatori care vorbesc despre omul viitorului, omul spiritualizat. Acesta a fost sensul cu dorile mele. Vă mulțumesc!